CSM Petrolul Ploiești 2 a avut ca adversar CSU ASE București. A fost o partidă strânsă, fiind vorba de două echipe tinere care s-au luptat pentru câștigarea meciului. Au fost înscrise coșuri spectaculoase, victoria fiind decisă la ultimele acțiuni ale întâlnirii. CSM Petrolul Ploiești 2 a ieșit însă triumfătoare, reușind să se impună cu 82-78. În runda a patra, CSM Petrolul Ploiești 2 va juca duminică 5 noiembrie de la ora 13 la CSM Constanța 2.